Băi, eu nu fac învățăturile lui Solomon, că trebuie băiatul lui, că și Solomon ăla de Biblie, zice la băiatul lui. Niște chestii, poți să le citești în Biblie, oricum sunt actuale și alea. Că e vorba de specie umană. Băi, îi dau învățăturii la băiatul meu. Băi, femeia e toxică. E cea mai mare jivină și nu poți, ești de vină. Tot timpul ești de vină. La cum. Încearcă și vei cerceta și vei afla. Dacă vrei să realizezi ceva în viața ta, nu te îmbârliga. Coțăie-te tu și pleacă. Fii ca animalii. Fii animal de pradă. Prins prada, omul își dă gârgălot, cadacula, îi bași ceva la bot, niște cărică, și după aia la fufoloncuță, a, dacă îți bagă plot, n-are nimic, îi plătești pensia alimentară. Fără casar, fără căsătorie. Dacă o faci cu căsătorie, băi, există și femei înțelepte, dar asta sunt ca să-ți dea libertate, știi? Ca să te realizezi. Dar din vaginul lor, că femeia, cum e pula mea, e mai sexuală ca bărbat. El vrea să introduci tot timpul la el. Tu generezi, tu ejaculezi. Deci, când vrea să introduci, trebuie să introduci și bani. Și case, și mase, și cum pita lor n-are, nu? Ea în adâncuri înfundată. Nu, n-are limită. Păi mă uit pe anatomia, fiziologia. E colul uterin, e pula, n-are limită. Intră în pis de tot. Cum? Intri tu? Cum? Intri cu totul. Nici nu mai găsești altă rezolvare. Ești în pizdă. Ăla cu... Când ai intrat în pizdă? Cum? Deodată cum ai intrat în pizdă? La fiată, dacă e doar prietena ta sau iubita ta, te lasă doar să intri ca un prichindel. Atât. Dar dacă se simte ea pe moșie, te bagă cu totul în pizdă. Și tu nu mai poți să ieși de pizdă. Păi mai găsesc altă pizdă. Da, da. Nu e rezolvare. Îți găsești hamantă. Că una se duce la prăjitoare să-i facă descriptă. E ciudățic aia. Descântă chiar că trebuie să ducă la ăla. Bă, vreau fofoloanca mea să fie doar a mea. Și el a zis, păi, iubi, doar folonca ta. Deci eu trebuia, când mi-am fost înșelat, să mă duc la vrăjitoare. Ziceam, vrăjitoarea, bagă o vrajă. Aia, ce e vrajă? De descânte, hai. Babele, sampule, sandele. Sandele? Da, sandele, garui. Garui, delele, delele, adică ca din calculatoare, nu e din calculatoare. Căcare, eu nu zic căcare, da, căcare, mâncare, de oarece, ce, cum, ca și cum. De-aș vrea eu, de-ai vrea tu, să eu tragem la popo. Cum adică? Păi hai să facem poponar ca să explica vrăjitoare că eram prost. Ca și cum să o tragem la popo. Îl facem poponar pe ăla și scăpăm de el. Vorba lui Vadim, zicea vrăjitoare. Păi îl știi, da.
când vorbea cu Eugen Barbu, zicea, bă, ne place poponare să fie câți mai mulți ca să rămână nouă femeile. Când erau și ăștia tineri și libidinoși, adică nu erau libidinoși, erau frumoși, după aceea s-au făcut boșori libidinoși. Primul s-a făcut Eugen Barbu, că era mai boșorom. A dat totul. După aceea s-a făcut frumos, că morții sunt frumoși și buni. Cred că s-a dus, adic, nu știu dacă l-a pupat, cred că nu l-a pupat, a zis, bă, om, cine-i prietena, nu te pup. S-a dus, a zis, bă, un moment de reculegere, hai, luați o culegere de grama și citiți ceva. Și continuă vreau, gambuie, bule, bule, bă, și ce bule? Este mă puțin, e bancul cu bulă. Și îi bagi multe bule, exact, ca la Hâncu. Hâncu cu vântul, ca pe câmpul. Să ia pe câmpii, copii, alegeți floricele de pe câmpii. Dă-mi boscheți creți, să-și o dea la creți. Cum făcăleți? Bule, bule, fute bule. Fute bule, exact o să-i vrăja. Și cât trebuie să-ți dau cașca, bă? 10.000 de euro. Gros. Păi, aolo, de unde pula mea? A! Păi tai vraja. Că nu te ia vraja. Ai beliojat-o. Ai dat-o în eter. Păi o dau în icter atunci. Păi că și nu mă lasă sper? Nu. Te lasă disper. Aolo.